Lăudăm pe Iisus, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Zestrea Maramureșului. Iată că emisiunile care au fost și s-au derulat de-a lungul acestei perioade a postului mare. Am povestit în diferite sate în care am descoperit oameni cu suflet mare. Am cunoscut oameni care au o poveste, care datorită poveștii lor au puterea de a merge mai departe. În această dupămasă, în această seară, suntem în satul Sârbi, pe Valea Cosăului, pentru că consider că fiecare sat are ce să spună. Ne aflăm la gospodăria Morăreanului, un om care e harnic în toată ființa lui, prin ceea ce face, dar și prin vorbele lui. Nu se putea, dragii mei, să ne bucurăm de această emisiune fără să avem niște suflete care să ne încânte sufletele. Și așa că le avem pe găzdoile Călineștiului, sunt Golea, în satul următor. S-au unit în această seară, vor să vă cânte câteva cântece religioase. Așa că, haideți să vă auzim. Era odată o tainică grădină în care Domnul să ruga de rând și fața lui cea plină de lumină. Era să ruga
foarte mândru, foarte frumos, cum să zicem. Aș vrea să te întreb pe tine. Ia microfonul. Cu ce crezi tu că priceznele sau cântecele religioase sunt mai cuvenite în această perioadă decât alticele? Pentru că în perioada asta suntem în postul Paștelui, suntem mai smeriți, suntem mai curați, în curs de curățare și eu cred că pentru asta sunt foarte bine venite în această vreme. Îți place să cânti așa ceva? Da. Îți place să auzi pe cine cântă? Îmi place și să cânt, îmi place și să ascult. Da, sunt așa aproape de suflet, de Dumnezeu. Frumos! Dă microfonul. Mătușă, că suntem la dumăta. Ieșuc, că la dumăta suntem. Cum vă purtați în timpul postului? Aveți un alt mod de a vă comporta sau tot așa sunteți ca înainte? Păi încercăm să fim mai altfel. O așa de... Da, dumăta, de exemplu, astăzi, ți-ai post? Păi eu lunea, miercurea și vinerea postesc. Cât puteți? Păi nu cât pot. Trebuie să poți, să postești. Dacă ți-ai luat angajamentul că postești, postești. Și dacă nu poți să te ții de un legământ unde ești, ce faci? Păi de post mă cam țin. Păi alte... Nu știu ce să-mi zic. Că... Frumos. Mătușă, dumătai ești responsabilă cu mâncarea în casă. Păi dumătai e greu. Că ce era numai să pun după masă și mănâncă ce este. De exemplu, ce faceți într-o zi de post de mâncare? Acum e foarte ușor. Acum sunt de toate. Putem să facem care se alte zile. E dulce. Avem ribe, avem toate pregătite, varză, avem de toate. Acum este ulei mult. Mai de mult nu era și nu s-o ține mai greu. Dar acum e ușor. Se mănâncă foarte bine de post. Mai bine ca... Foarte bine. Și foarte bine ne simțim. Dumnezeu, de ce ți-ai post? Așa ai fost învățată, așa ai prins. Da, să ține tot postul mai de mult. Eu când am fost cocon, așa să ține. Și nu v-a fost greu? Nu vi s-a părut greu? Nu mi s-a părut greu, ne obișnuiem. Cu toate că atunci nu a fost așa ca așa mă, atâtea de cumpărat. Deci am fost mai multe de cumpărat, dar nu ținem atâta, dar înainte nu era atâta, dar ținem mai mult. Să ținem mai mult. Oare să fi fost credința mai mare sau dumătate ce crezi după mintea dumătale? Eu asta cred că oamenii așa știut. În post, a început postul, să spălau tăti, era post, să poste. Știu că la dumătate în sat și nu numai în sat, erau și hainele rânduite postului. Da, de exemplu, o femeie prin ce îți dădeai seama că era îmbrăcată de post sau de dulce? Da, în post nu se merea așa cu haine înflorate. Să mereu mai spre negru, maro, să purtau hainele astea. Și cămeșele cu pumn? Da. Deci eu astăzi nu m-am îmbrăcat bine. Băi, ne v-ați îmbrăcat. Nu, după cum era rânduiala de mult. De mult, nu umblau cu așa înflorache în post. Era o mică diferență. O mică diferență, da. Frumos. Chiar dacă ești tânără, dar ești în familia Morăreanului, amu, mai ții și tu post cu ei? Da, țin. Dar zice că face mama soacră mâncare sau că crezi că trebuie? Trebuie. Fii sinceră. Trebuie să ținem post. Trebuie să ținem post? Dar zice crezi că trebuie? Tu, pentru tine, te ajută în vreun fel? Ai vreo credință în domeniul ăsta? Ținând post, crezi că te apropii de Dumnezeu mai mult? Da. Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Un om bun? Da, un om bun. Un suflet bun? Da. Care e iertător și înțelegător? Da. Deci să-mi zici, da, eu așa-l văd. Unteașul Morăreanu. Da. Cum zic oamenii pe aici? Morăreanu, îmi zic. Morăreanului. Care e povestea dumătale? Povestea ar fi cam începe cu sute de ani. În urmă. Frumos. Și cum e aici? Mă stau și ascult? Păi, aici a fost o femeie frăsină, fată. Și când s-a făcut biserica
aici de lemn în Susani, veni meșter, și unul a rămas aici. Și atunci au făcut o moară aici. Locul unde suntem amu. Da. Și de atunci, de la moară, și-a rămas numele de Morăreanu. Deci cam în anul 1530-40, cam așa ce a fost. Frumos. O, și aveam și ceva, dar a venit cineva și le-am dat și dat-o fost. Din anul respectiv. Vi-l-a cerut? Ca să le tragă la sere, ce știu, când, după Revoluție a fost asta. Și l-ați crezut că e om de cuvânt? Păi a fost de cuvânt, cât l-am văzut. Și restul nu mai. Tare mulți am eu profitat din naivitatea oamenilor din sat. Da, eu, taică mi l-o dat, nu le-am dat eu. Da, nu, mă refer în general. Și? Un act important. Păi da, era scris în limba română, slavonă sau chirilică, așa ceva. Da, anul era anul trecut. L-ați putut citi? Anul, da. Restul nu. Și dumneavoastră ați prins de la tatăl dumneavoastră să faci? Urmă, normal, și venit o familie, tătă, din generație în generație, făcut moară, s-a făcut pivă, băltoare. Și astăzi, ce aveți din câte s-a făcut atunci? Astăzi, mai e pivăle, băltoare, am mai luat foșalauă de scălâna lână, cazan de ferțuică. Zi-mi și ăla dumneavoastră, să cu lâna la foșoluit, că nu-i mai stat să o scală. Păi nu, că s-o și torce atunci. Eu și torce. Da, sigur, cum să nu mă torce? Deci asta mea e bună și frumoasă. Da, măi, mulțumesc, hai mă, chiar mi-a crescut inima. Da. Asta nu mi-a zis nimeni. Vorbesc pe realitate. Nu mi-a zis nimeni că-s mândră, dar dacă tu mă te-am zis, e greu făcut. Nu cred că mă înșală Oti. Nu știu că femeia mândră v-a luat, cred că nu v-a înșelat când v-ați însărat. Ce? Nu m-a înșelat sau nu? Oti nu v-a înșelat. Păi nu, că am avut tot bun. Oti bun. Da. Dar ce v-a făcut să o aduceți din nor aici? După ce v-ați uitat? Că găzdăluitul e mare. Păi mai e mult, o fă mai multe lucruri, s-o ținut cont. Dar de că ce? Că se e de neam. De neam, important. Se harnică, harnic, frumoasă. Mândră. Nu știu, bună de lucru. În primul rând. Și eu am observat că le-ar avea. Le-ar avea pe astea. Dar de unde ați știut regulile astea? Ce-i vă învățat? Azi păi tăi din bătrâni. Din bătrâni. Din generație în generație s-au urmărit aceste probleme. Și pe unde o vedeți era harnică? Mereți la mai avem păi la câmp mai vedem. Că avem terenul mai pungoral, ca așa, și mai urmărem. Vei vă duc și auzi ce-o văzut uchiașul lucrând. Eu eram cocon. Și mama dumătale, dă-i uite să vadă că ești harnică. Păi. Nu s-a gândit atunci, cred. Nu s-a gândit? Nu știu, nu s-a gândit. Da, frumos. Mai am o curiozitate uncheaș la dumăta. Da. Să mai torce lână. Mai zine lumea la foșălau? Mai zine lumea la chiuă? Mai zine la șermă cu un kilogram, două, așa de făcut ciorap, ceva veste. Nu prea. Dar cum era de mai în urmă, cu câți ani să zic? Cu 10 ani? Cu 10. Să vorbim cu 25. Cu 25? De atunci a fost. S-a lucrat lână. S-a lucrat lână. Era plin de femei la foșalau, la ptiu, la vâltoare. Acum te mai uiți, mai vine cineva, nu vine. Lasă de dorit aia. Eu v-am pomenit tare mult anul asta vară, ca să-i zic, dar numai n-am avut rândul care... Și să știți că lumea mai lucră lână. Mai lucri lână? Încă mai lucru. Încă mai lucri. Da. Și ce mai lucri? De tate. Fac cerge. Da. Fac pânură de cheptare, de sfetere, de lână, de gubare, cum se zice în alte zone. Fac zadii. Da, așa mi le-am făcut, dar nu le puteți vedea, că s-a ascuns aici. Mi le-ai făcut în necate? Chisate. Chisate? Chisate, da. Nu, pe Mara să zic în necate. Nu, la noi să zic chisate. Chisate, că le-ai bătut tare? Le-am bătut, cu toată puterea mea. Frumos. De ce mai lucri lână? De ce mai lucru? De ce nu vreau ca pruncii mei să întrebe mami ce-i asta? Vreau să rămână în casă, să rămână în amintire ceva de mâna mea făcut. Că sunt bugate în comerț, care n-au nicio valoare. Ori un lucru făcut de mâna omului, eu bănuiesc că are o mare valoare.
Așa ar trebui, da, să o privim cu o mare valoare. Da, așa, eu așa consider, un lucru făcut de mâna omului. Că nu se mai fac atâtea, probabil că e mai dificil cumva, e greu de lucrat un lucru de mână. E greu. Da. Dar ce trebuie ca să poți să faci un lucru de mână? Dietate. Bunăvoință, în primul rând. Bunăvoință. Trebuie. Dar nu crezi că te, nu știu, că îți pierzi timpul? Că... Cum să pierzi timpul făcând ceva ce îți folosă toată viața? Nu poți să spui. Văd că Cocoana ta e tare mândră îmbrăcată. Înridică-te în ciciorucă. Da. Cocoana mea poartă cămeșa mamii mele. E bine. Zadia mea. Zadia. Zadia mea. No. Și cheptariul meu. Și cheptariul tău. Nu. No, înseamnă că uitându-te la ea, cam îți dai seama cum ai arătat tu. Da. Da, așa-i. Așa-i. Că se aude că nu se mai fac haine de prunci și așa mai departe. Cine trebuie să facă hainele pruncilor? Cine face prunci? Cine face nu prunci? Nu poate să aștepte să îi se daie. Ia gata. Da, da, cine face mândră. Prunci? E mândră. Trebuie să le facă și cele rânduite care prunci trebuie să le poarte. A o serbare trebuie să ducă. Nu mă duc să iau împrumut. O cămeșă și o pere de stani. Nu se poate așa ceva. Suntem țărani. Și trebuie să lucrăm. Țăran cu carte. Țăran calificat, cum se spune. Da. Da. Trebuie să lucrăm, dacă vrem să avem. Dacă nu, merem la magazin și... Păi bun, dar tu de ce-ți faci? Că ai putea să-ți cumperi, uite, există o posibilitate să-ți iei tot felul de cămeși, tot felul de zaii, tot felul de pânzături. Da, oare sunt atâta de mândre acele din cumpărat ca a noastră făcute de mână și muncite de mâna noastră? Eu zic că nu. Da, și eu zic acum că nu. Las pe fiecare să zică părerea lui. Normal că părerea... După mine o cămeșă de asta cu sute de mână atinge de multe ori perfecțiunea. Cât lucrăm pe o cămeșă de mână ca să o putem lua pe noi? Cât ne căjăm în postul mare ca pe la Paști să avem și noi o cămeșă mândră? Apropo de asta, dă microfonul mai încolo. Găzdoie, găzdoie. Sunt tare albă cămeșa, ori dice? Ce-i nouă? Păi nouă, auzi! Vă părâtori cine aici? Eu nu știu nimic. Năstafă, dar nu bine știe. Știe Năstafă? Deci am uvas cu sut-o. Eu, dacă mi-ai zis că trebuie să zinim, am prezentat răspunzător. Deci ți-ai cusut cămeșă? Eu am cusut cămeșă, că așa se poartă în post. Așa se poartă, să coși cămeșă. Mai ales, noi este mai bătrânie, nu. Trebuie să purtăm mai cu maro, cu negru, să poartă. Și nu cu bezieri mari. Bezeri mari portă fechele. Și amund, dacă sunt toți moda asta, am zis, hai să facem să avem feche cu maro, cu negru. Frumos, dar cine întoarce moda, mătușa? Noi o întoarcem. Noi o întoarcem, bine zis. Când ne place, cum s-o purta de mult. Dar de ce ți-ai mai cusut cămeșă? Că alții zic, la vârsta mea, nu mai încoz nimic, nu mai întreb nimic, cu pârșău să mă ducă. Da, ești mândră că de n-ai să-i mândră. Dacă n-aș avea cămeșă, nu, cum să mă duc la filmări cu o ie sau cu o bluză? Nu, no, dar n-ai să-i așa mândră ca am. N-ai să-i așa mândră. Și am gândit așa, hai să ne unim tăte la oaltă și să ne îmbrăcăm tăte o formă și să plecăm tăte la cântat cu cicezele. Da, păi mătușa, ai mai putea numi găzdoie din a avea cămeșa cea de pădumă ta? Păi nu. Nu. Deci trebuie să... Dacă n-am sitate unite și n-am sitate îmbrăcate corespunzător, n-am putea să fii mai prezentabile, nu? Da, ați mai reprezentat Călinești din nu v-ați îmbrăcat așa? Chiar din contră, că nu l-am prezentat. Nu l-am prezentat. Și n-am putea zice că suntem din Călinești. Da, și nici găzdoile Călineștiul, tăte sunt una ca cealaltă. Nu? Una ca cealaltă. Mândre, mândre de tătul. Tăte cu pânzături culori închise, că nu se poartă albe în postul paștilor. Nici alte culori. Nici roșii, nici verzi, tăte ori maro, ori negre. Frumos, frumos. Da, mătușă, mai merg câteodată la biserică așa îmbrăcată? Eu mă duc la biserică. Te duci? Să mă duc la Paști, la Rusalii și când sunt hramuri și când sunt sărbători. Mamă, nu chiar în tata duminica, dar vara îmi place să mă duc și în tata duminica. Frumos. Păi da, de-mi la un aparat și te-o închipui. Păi când se cumpăra, ne închipui. Bine, mătușă. Tare, tare mândru, mi-ați greit. Prima dată m-am gândit că să facem pânza întâi. Dacă, așa, te apuci de cămeșă dacă n-ai pânză. Dar s-a făcut și pânza. Și-am făcut pânza.
Ai de mine. Apoi m-am apucat de cămeșă. Da, s-a avut ce bate pe pânză, ce e? Păi, când ai plăcere, una, două, faci pânză. Mă duce tare harnică, mă duce pe la dumătate mai ghesă, să văd cum lucruri, da, de fura meserie. Să zic cu toată plăcerea că te-o învăța așa și pânză și cămeșă și tot felul. Că vreau învăța. Nu, că mi se greu. Mi se pare că mândră-s cămeșele astea. Când vrei, le lești toate la o parte, te-ai spus la dimineață, ai pus-o ala pe foc și te-ai apucat de cusut. Ala pe foc să facă de mâncare. Până, ala, serbe! Îmi place, mă dușă, de dumă, da, ești comic. Ala, serbe, acolo! Îi dreaba ei? Îți pui rătașul și gata, ai mâncarea. No? Da, așa... Îmi bagă-ți doi, că am uit foarte ușor a fa mâncare. Da, da. Și de puș, și de tefel. Eu acolo ai pus niște... Părină, o lingură de margarină, o iagă de, o pahar de suc și le-ai prământat, faci niște pancove, mai ceva ca de dulce. Mm-hmm. Frumos! În joi seara după cină, mars-o Iisus în grădină. Mărs-o Iisus în grădină și-o luat cu sine trei dintre ucenicii săi, dintre ucenicii săi. Și-apoi s-o dus mai în sus, plângând pe jărun s-o pus, plângând pe jărun s-o pus. Și-o zis, părinte, părinte, de să poate ia minte, de să poate ia minte, să nu beua ies pahar, că vai câtui e amar, că vai câtui e amar. Și-atunci un înger de sus mângâiere i-o adus, mângâiere i-o adus.